acest episod i-am păcălit pe Castorul și pe Dariusel 2012 că mi-am luat bani pe Stumble Guys în timp ce mă jucam cu ei. La început am editat o poză în care se pare că am foarte multe gemuri, iar mai apoi am ieșit din meci spunându-le că m-a scos și că am fost banat. Aceștia au crezut că am folosit hack și au început să râdă de mine. Dați până la capăt să vedeți că a fost jale. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută. Astăzi Dariusele și Castore v-am adus din nou pe canal, deoarece lumea mi-a tot cerut acolo în comentarii. Adu-i mă pe amândoi, că nu i-am mai văzut, bă, dar eu nu știu, v-am mai adus sau nu v-am mai adus? Că eu țin minte că v-am adus pe amândoi, da, deci v-am adus odată. A, da mă, da, cu clanul de toxici atunci. Astăzi vreau să ne jucăm din nou, deoarece v-am zis că lumea a zis și toate astea. Dar înainte de toate să ne jucăm și așa, ați văzut ce e pe shop, că e o ofertă free. Deci toată lumea trebuie să-și ia oferta neapărat. Ofertă free, ofertă free. Da, voi aveți bani și de altceva, adică aveți token-uri, aveți gemuri, să vă luați și altceva, da, că eu am... Eu am 1000 de gemuri, am 1100 de gemuri. Păi ce faci mă cu 1100 de gemuri? Știi câte gemuri ai? Știți câte gemuri și tokenuri am eu? Știți câte am? Ești fița de... Dar Iusele, când am filmat cu tine acum câteva zile, știi că aveam 1200, că mi-am luat o ofertă. Dar mi-am făcut ceva foarte tare și ghiciți câte am acum. Ghiciți câte tokenuri și câte gemuri am acum. 69? 1, 1, ai 1. Nu, greșit, am 99.000 de gemuri și de tokenuri. Deci 99.000, bă, liniște, 99.999, nu chiar așa, adică normal. N-am mă niciun hack, ce, nu credeți că am sau ce? Hai că vă trimit acum poză, să vă arăt. Bă, eu chiar nu mint, adică uitați-vă aici, scrie și numele meu, uitați-vă în poza asta că scrie și numele meu, adică... Stai că... Păi nu. Mie, te rog. Păi da, cum să-ți dau, că n-am cum să-ți dau. Dacă din moment ce am băgat banii, treia să-mi zici de dinainte. Că acum am băgat, nu mai am ce să mai... Bine, oricum nu, oricum nu vă dădeam ce vrei, dar Iusele. Fără noi nu făceai nimica. Cum adică fără voi nu facem nimica? Noi ți-am boostat canalul. Vreți gemuri să vă dau și vouă? Da. Asta vă dau gemuri dacă mă bateți în următoarele meciuri, deoarece acum hai să dăm un meci de block dash și un meci de laser dash, că am văzut că s-a băgat și laser dash și toate astea aici și e super tare. Bun, și primul meci aici, Dariusele, Castore, e succes, că nu o să mă bate niciodată pentru că e vorba despre 99.999 de gemuri. Dar 990.000 de tokenuri și 990.000 de gemuri, tu încă ai gradironul, tot îl folosești. Cum adică, ce treabă are una cu alta, dacă mie îmi place skin-ul ăsta, ce nu l-aș folosi? Bă, eu n-am cheltuit gemurile alea, ce nu înțelegeți, că când o să le cheltuiesc, atunci o să am alte speciale, alte legendare, alte chestii super tare. Dar până acum... Băi, credeți că mă bat? Bă, dar nu mai dați, bă, pum, că nu-i corect, că eu n-am, dar stați, că iau și eu din gemurile astea, dar nu-mi iau și eu pumnul ăla să vă terorizez aici, să nu mă mai bateți, bă, Cadela! Ai, bă! Bă, nu, că... Cât de nașpa e că n-am... Castore, cam slab, dar vezi, Dariusele, că s-ar putea să câștigi tu alea gemurile dacă câștigi tu meciul ăsta și așa. Bă, da. Nu mai sunt prieteni cu tine, deci mă moli. Tu de ce n-ai gemuri? De ce n-ai tokenuri? Că tu parcă ziceai că ai hack, că nu știu ce, că ai toate alea, de ce n-ai gemuri și tokenuri? Mă zic că șaban dacă își bagă gemuri și de-astea. Bă, nu mai da, mă, mie. Cum adică șaban? Păi șaban. Cum adică să șia bani, bă? Păi, stați puțin că, bă, nu-i corect. Păi, dar stai, tu ai cu hack? Ce, mă? Cum adică să am cu hack? Ce să am cu hack? Păi, tu ai cu hack gemurile, că te-ai speriat. Nu. Cum să le am cu hack eu? Bun, și al doilea meci, dar Iusele, încă n-ai câștigat nimic, adică bine, ai câștigat. Ce vrei, mă? Bă, mă lași, mă, odată să fac și eu să vorbesc aici cu lumea, ce vrei, ce tot vrei, că mă disperi atâta. Ce? Cum adică de unde am gemurile? Păi nu știi cum să iau gemurile, trebuie să bagi bani în joc și așa primești gemuri și tokenuri. Cum adică, de ce mă întreb de unde am gemurile? N-ai cum să ai toate ta gemuri. Am jucat și la turnee și la alea de la turnee, de la am băgat și bani și de astea. Că tu nici măcar nu știi să patinși peretele. Bă, Castore, vezi că tu ai murit primul meciul trecut, adică nu știu ce să zic mai mult dată. Bun, bă, da, Castore, și dacă mor și acum, ce vrei să fac? Ce propui? Ce vrei, Dariusele, ce vrei? Bă, nu mai, bă, nu, cat. Mamă, n-am căzut. Nu, mamă, nu! Iar a câștigat Dariusele, mamă, Dariusele. Mamă, mai e un meci și câștig. Mamă, sper să nu-mi iei nimic, Dariusele, că ești sab. Hai că
Hai că îți dau ceva dacă e dar sele. Oh, mamă, stai că m-am pus. Am uitat să mă pun pe mus. Nu, vorbeam cu verișorul meu Alex, Dar sele, încă un meci mai avem. Acum, dacă tu mă bați dar sele, o să câștigi toate gemurile lumii, tu le câștigi, ți le dau pe toate. Deci dacă mă bați dar sele, de data asta vreau să joci. Ba nu, jucați toți. Cine știe, poate câștigă castorul și nu mai primește niciunul nimic și ce bine îmi pare. Bun, dar sele, fii atent, ce se întâmplă acum? E ultima rundă, da, nu, e laser, deci deci fiți atenți. Dar Sele, dacă castorul câștigă meciul ăsta, nu primești niciunul tocănuri, dar dacă îl câștigi tu... Păi da, dar mai rămân și eu, deci voi trebuie să mă omorâți pe mine ca să câștigați. Deci dacă mă omorâți pe mine și câștigi tu, dar Sele, primești toate gemurile. Pleacă-mă, dar Sele, cum să mă omor? Plecați-mă de aici, dar Sele, pleacă-mă de aici. Bă, mă scoa! Bă, de ce m-a scos din joc? Cum te-a scos? Adică te-a scos, tu minți. Ești prea slab și nu știi cum să minți. Ești așa de nap și mori. Ce? Ce s-a întâmplat? You have been permanently banned for hacking? Bă, ce? Avei hack! Bă, ăsta e prank. Bă, de ce mi-am luat ban? Dă-ne poza, tu ne minți. Bă, de ce mi-am luat ban? Dă-ne poza. Nu vă trimit acum poza, dacă nu mă credeți, vă trimit acum poza. Bă, de ce mi-am luat ban? Eu nu înțeleg de ce mi-am luat ban. Stați că vă trimit acum. Bă, pe cum adică? Bă, și eu cum mai filmez acum un culo Stumble Guys? Bă. Uite. Ești nab. Bă, eu nu înțeleg, cum adică? Păi dacă ești nab, ce mă bucur. Și eu. Bă, dar nu-i corect, adică ce bani mi-am luat? Bă, de ce mi-am luat, Bă, dar nu-i mințit tu repede pentru gemuri, nabule, uite-te puțin. Acum ți-ai luat bani. Mă, astea sunt gemurile mele, eu n-am luat, cum să-mi dau hack. Bă, dar Sele, nu mai vine ta, că m-am jucat cu tine și tu jucai cu hack și au văzut lumea pe episoade și mi-a dat mie bani, că te jucai tu, dar Sele. Ești pot. Bă, Rafale, bă, în primul rând, tu jucai, tu ți-ai luat gemurile cu hack și în al doilea rând, eu ți-am dat report pentru că știam că erau cu hack, așa am avut și... Exact, și eu ți-am dat. Și totul a fost planul meu și a căzut în el. Easy și o dronă. Easy și ton, copiile, ce nab ești. Da, nu mai am ce să zic, da. Pa, deci, bă, pe înseamnă că... Mamă, bine, mă las de Stumble Guys și nu știu ce să mai fac acum. Mă, de ce nu mai am ce să mă spui? Uite, te las și de YouTube pentru că nu te vrea nimeni. Și o să fii banat și pe YouTube. O să fii banat și în viața reală. O să te banezi oameni în viața reală. Dar vrei să vă spun ceva? Ia, hai că vă dau partajare acum. Mamă, ne dai partajare cum ți-ai luat bani sau ce? Dă-te-ne tine! Ce? Voi vedeți că n-am nimic? Nu ai gemuri. Bă, doamne, bă, dar de ce reacționați în halul ăsta? Voi chiar v-ați bucurat? Ați crezut? Chiar mi-am luat bani pe bune? Asta a fost un test să vă testez și așa. Am editat eu frumos acolo să se vadă gemurile și așa și voi ați picat în plasă. Ce aveți voi de spus? Bă, dar Sele, bă, dar tu nu poți să faci altceva în afară dacă să țipi așa în halul ăsta. Păi nu, că el nu te când țipă, el e cel mai șmecher copil. Da, deci pe bune, chiar s-a văzut adevărat față. Nu știu, eu nu mai am ce să mai zic, dar nu știu, băieți și fete, spuneți voi acolo în comentarii dacă să mai filmăm cu Dario Sele sau cu Castor, ok, eu nu mai am ce să zic, adică uitați-vă. Mai filmăm. Deci de ce v-ați bucurat că mi-am luat bani? De ce vă bucurați când îmi iau bani? A fost la glumă, scuze. Da. Nu știu ce să zic, asta să zică cei care se uită la clip, să zică abonați. Ziceți că a fost la glumă, vă rog eu. Bă, chiar au avut o reacție bine, mă așteptam la reacția asta, adică nu mă așteptam la altceva din partea lor, dar nu știu, spuneți voi acolo în comentarii dacă v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut reacția lor, dacă credeți că reacționează așa și dacă mai vrei să mai facem prank-uri de astea la ceilalți copii, la, nu știu, să facem și la abonați și la oricine, da, bine, la abonați asta, că deja v-am zis și vă așteptați, adică nu știu cum să facem, dar da, dacă mai vreți prank-uri și videoclipuri de genul de Stumble Guys, nu uitați să abonați, dați acolo un like, să facem acolo cât mai multe like-uri, peste 200 vreau la acest videoclip, cu voi, Rafael, pa, pa.